Polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipale o să facă echipă cu cei din biroul rutier din cadrul Poliției Locale din Făgăraș. Termenii exacti după care se va face această operaționalizare s-au discutat în cursul zilei de ieri la o întâlnire care a avut loc la sediul Poliției Municipale. Astfel, polițiștii locali vor avea dreptul să-i sancționeze pe participanții la trafic care se abate la lege. Acest drept îl au prin prisma atribuțiilor lor, care sunt specificate în legea 155, articolul 7. În primul rând, unirea se referă la operaționalizarea componentei de poliție rutieră din cadrul Poliției Locale a municipiului Făgăraș și presupune, în primul rând, o pregătire profesională a personalului care face parte din Poliția Locală Făgăraș, în comun cu Poliția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș. Atribuțiile pe linie de poliție rutieră sunt stabilite de legea 155, legea de funcționare, de organizare și funcționare a Poliției Locale și se referă, în esență, la aplicarea de sancțiuni la legislația rutieră în ceea ce privește săvârșirea de contravenții statice, și mă refer la opriri, staționări, de asemenea pietoni, bicicliști, conducători de mopede, conducători de atelaje, zone rezidențiale, pietonale, zona unităților de învățământ și multe astfel de atribuții în domeniu. În urma protocolului încheiat, în curând se vor forma echipele mixte formate din polițiștii naționali și locali. Aceștia vor ieși pe teren împreună timp de un an, după care cei de la poliția locală vor putea acționa și individual. Conform prevederilor legale, polițistul local are dreptul să efectueze inclusiv semnalul de oprire. De când este valabilă această acțiune? Haideți să zicem că nu este chiar o acțiune, va fi un mod unitar de lucru, vor exista echipe mixte formate din polițiști de poliție rutieră din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș și polițiști din cadrul Poliției Locale a Primăriei Municipiului Făgăraș. Operaționalizarea calendaristică va fi cu data de 15 februarie anul curent. Această inițiativă a existat de mult timp, iar acum colaborarea s-a concretizat pentru binele și siguranța cetățenilor. A existat inițiativa ceva mai veche a municipiului Făgăraș și a Poliției Județului Brașov pentru a încheia acest protocol. Practic, astăzi se operaționalizează atribuțiile polițiștilor locali pe linie de circulație rutieră și începând de astăzi vor fi echipe mixte pe toată raza municipiului Făgăraș pentru o mai bună fluență a traficului, pentru a acționa în tot ceea ce înseamnă opriri interzise, staționări interzise, bicicliști, pietoni, căruțași și așa mai departe. Eu sper ca toată această acțiune, pentru că începând de astăzi, în loc de 2 ochi, sunt 4 ochi, se dublează numărul forțelor în ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Sper ca începând de astăzi, populația Făgărașului să fie mai protejată, pietonilor să le fie mai bine, toată populația care are acces pe drumurile publice să se simtă protejată și în acest fel cei care sunt certați cu legea sau cei care nu respectă legislația în acest punct de vedere să fie trași la răspundere. În consecință, în perioada următoare, echipele mixte de la circulație vor începe să acționeze pentru o bună desfășurare a traficului. Zonele prioritare vor fi cele aglomerate, în special cele din preajma unităților de învățământ, înaintea începerii orelor de curs.